Я на самом деле тоже. Dacă nu e 10. Păi nici atâta, după aia Marian, el venea la 10 fără un minut și după aceea că am început fără el. Am ajuns mai. Deci putem începe, da? Dacă... Dispoziția numărul 396 din 6-7-2016 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, Județul Bacău, pentru data de 7-7-2016, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, Județul Bacău, se convoacă în ședința extraordinară în ziua de 7-7-2016, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3-2016, inițiat de primarul Comunei. Având în vedere că în ședința anterioară, la ședința de constituire a noului Consiliu Local, domnul Vlasie Răzvan Ionel a lipsit motivat, a fost validat și nu a depus jurământul, propun Consiliul Local, înainte de a intra în problema de pe ordinea de zi, ca domnul Vlasie Răzvan să depună jurământul. Sunteți de acord, domnul consilier? Da. Cine este pentru? Împotrivă. Nici doamna secretară. Vă dau citire jurământului. Deci, da. Conformitate cu prevederile articolului 32 aliniatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, consilierile ale căror mandate au fost validate depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ștefan cel Mare. Așa să ne ajute Dumnezeu. Acum pun mâna așa și să ne ajute Dumnezeu. La primul și ultimul punct pe ordinea de zi, dau cuvântul doamnei contabil despre rectificarea de bugetului de venituri și cheltuieli. Fiind prima ședință după nouul Consiliu și având consilieri noi, o să încerc să fac o prezentare a bugetului, a ceea ce înseamnă buget. Deci bugetul este format din venituri și din cheltuieli. El este structurat pe două secțiuni, pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare. În buget, la secțiunea de funcționare, avem salarii, cheltuieli materiale, tot ce ne este necesar pentru a putea funcționa. Iar pe dezvoltare, secțiunea de dezvoltare, sunt cheltuielile de investiții. Întotdeauna sunt în secțiunea de dezvoltare. Partea de venituri este formată din venituri proprii ale comunei, formată din impozite și taxe de la locuitori, de la populații, dar și din cote care ni le dă Ministerul de Finanțe pentru funcționare. Partea de cheltuieli este structurată pe capitole, în funcție de capitolul de cheltuială din care se face, în care sunt credite pentru a se face cheltuială. Asta e așa o mare, un mare. Sper, pe măsură ce o să rectificăm bugetul, o să mă întrebați și o să vă lămuresc cu absolut tot ce înseamnă conturi de cheltuieli, de capitole. Bine, ele sunt structurate, clasificația în legea 215, o puteți citi, consulta. Bun. Și dacă îmi permit, doamnă, vă rog, să mă scuzați. Bun. Tot în ideea în care ați expus-o, fiind începători, câțiva dintre domnii consilieri, deci avem dreptul fiecare să întrebăm ceea ce nu înțelegem. Vă rog tare mult să mă consultați și să veniți și să mă întrebați. Asta, nu cred că a existat un consilier care m-a întrebat ceva referitor la buget și n-am... E valabil și pentru mine și pentru oricine. Pentru toată lumea de asta da, am și ajuns la cunoștință. Mulțumesc. Bun. Având în vedere raportul întocmit conform execuției de casă la 30 iunie și văzând că avem venituri proprii în care ne permitem să rectificăm bugetul
atât la venituri cât la cheltuieli în plus, ni creăm credite pentru efectuarea cheltuielilor la capitolul 74. La mediu, aici avem plătit la ADIS taxa lunară pentru gunoi. Noi o încasăm de la populație și în funcție de cum o încasăm de la populație, o plătim la Romprest, la gunoi. Și la capitolul 84, la drumuri. O să dau citiri la venituri. Bine, că aici în hotărâri o să vedeți ca o codificare, o să ziceți dumneavoastră. Dar eu o să vă citesc conform bugetului. Deci, rectific la impozite și taxe pe clădiri la persoane juridice cu 15.000, la impozite și taxe pe teren persoane juridice cu 5.000, la alte impozite și taxe cu 10.000, alte venituri din concesiuni și închirieri 5.000, venituri din prestări servicii 10.000, din amenzi la bugetul local 25.000 și din amenzi de circulație 25.000. Ele toate însumează 95.000 veniturile. Iar pe cheltuieli, la capitolul 74, la mediu 40.000, la drumuri, la 84, 55.000. Deci asta este atât la venituri cât și la cheltuieli, 95.000. Se transferă credite bugetare în trimestrul 3, de la capitolul 54 la capitolul 84, în sumă cu 85.000. La capitolul 54, 10, de unde fac transferul de credite, până anul ăsta, se plăteau indemnizațiile de la alegeri, se plăteau din bugetul local. Anul ăsta este primul an în care s-au plătit la bugetul de stat. Deci din treaba asta, la începutul anului, ne-am creat credite pentru plata indemnizațiilor becului și a secțiilor de votare. Ele n-au fost consumate și trimestrul 3, când începând cu trimestrul 3 se pot face transferurile de credite, le transferă de la capitolul 54 la capitolul 84. În sumă de 85.000. Cam asta prevede planificarea de astăzi. Dacă aveți întrebări? Vă rog. Domnul președinte, nu vă spuneați cine este președintele Comisiei de Buget din Consiliul Local? Deci, domnul Vasile. Crește sau ales? S-au ales sau este? Este, da. Este. Cine este? Răzvan. Da. Și la celelalte comisii îmi puteți transmite președintele? Comisilor, ați ales? Da. Am înțeles că le aveți de la ședința. Dar ați fost la ședință. A fost la ședință. Dar nu s-a stabilit președintele comisiei. Așa au rămas. Și atunci, dacă nu aveți președinte, atunci, dacă nu aveți raportul Comisiei de Specialitate, cum votăm? Noi avem raportul Comisiei de Specialitate, întrucât Comisia de la Buget și-a ales președintele. L-a ales ori nu l-a ales? La Buget și-a ales. Ați încercat? Trebuia să vă alegeți președintele. Din care comisii? Bun, există raport de specialitate? Da. Pot să-l văd? De exemplu, la noi nu am ales. La cultură. Nu știu, Linco. A fost în legalitate. Deci, președinte? Dumneavoastră sunteți juriști. Îmi spuneți-mi ceva la abilitatea noastră. Urmează să le semnezi ca să fie. Doamna, asta e făcută de dumneavoastră, îmi pare rău. Deci, nu are sens să răspundem. Ei au discutat ieri. Se întrunește comisia, da, se ia o hotărâre, președintele întocmește raportul. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că ăsta nesemnat este întocmit de comisie, eu nu trebuie să nu că vă cred. Vă aduceți aminte când am venit la... Dar faceți dumneavoastră dovada că nu-i făcut de comisie. Că nu-i încheiat raportul de comisie. Că nu-i semnat, nu-i semnat, că nu-i semnat, nu l-a semnat. N-are nicio normalitate. Și lea comisia să-mi semneze. Da. Și lea comisia să-mi semneze. Comisia s-a întrunit. Da, înainte de a se vota... Nu, dar comisia s-a întrunit și înainte de ședința asta. Păi, nu, 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 ies și le comisia să se semneze. Faptul că nu s-a semnat, nu înțeleg. Vă aduceți aminte, am venit, eu am greșit. Am venit la dumneavoastră fără să fiu pregătit într-o anumită problemă și ați avut perfectă dreptate.
legea este valabilă pentru toată lumea, nu numai pentru mine. Acest, deci nu se putea vota și trece la discutarea acestui proiect până când nu era, acum o facem așa de la ultimul. La discutare puteam. Până când să nu discutăm, este, să discutăm proiectul, să facem expunerea de motive și să discutăm proiectul de votare. De specialitate. Da. Nu se putea se trece la vot. Da. Asta o facem așa după ureche cum cântă țigane din peul, știi? După ureche. Nu, nu, nu. Asta nu se pare de este... noastră așa normal lucrul ăsta. Faptul că noi, comisia, ne-am întâlnit cu ceva timp în urmă și am discutat despre proiectul ăsta de hotărâri. Dacă trebuie, hai să intrăm în legalitate de acolo. Dacă făceai parte, dacă Batare făceai parte din comisia asta și nu erai consultat, da. Ok, da. Dar nu asta este problema. Atâta timp. Deci, comisia trebuie să votez și trebuie ca totul să fie în regulă. Este o specificație de legea 215. Deci, Batale, votez proiectul de hotărâre, nu analizez raportul comisiei. Asta e clar. În calitate deci, de consilier. În calitate de consilier, da. Da, nu analizez, nu analizez raportul. Deci nu analizez raportul unei comisii. Deci, legalitatea unei hotărâri, de legalitatea unei hotărâri răspunde secretarul. Domnul primar. Care întocmește... Sunteți în eroare, domnul. Nu, nu cred. Da, da. Scrie, la orice hotărâri spune, vizat pentru legalitate secretarul de comun. Da, și ce valabilitatea aia, funcție că aia nesemnată și neștampilată. Vă aduc aminte că proiectele de hotărâre înscrise în ordinea de zi trebuie să conțină musai raportul comisiei de specialitate. Este. Deci nu se pot, nu se semnat. Este, domnule, cu raportul comisiei scris în ordinea de zi ale consiliului. Nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul comisiei. Este raport. Este raport. Este un raport făcut de cine? De doamna secretară. Dar de unde știi? Dar dacă e făcut de doamna secretară? Pentru că nu este semnat și n-are nicio valabilitate. Dar cum semnat? Acum consilier, dar spune ceva acolo. Dar tu cât semnai înainte, uite. Desemnat. Ia să vă vă faceți raportul la comisia noastră. Chiar ești curios, chiar ești curios. Eu îl fac, să știți că chiar ești curios. Da. Nu, faci președintele, dacă ești președinte. Da, nu, doar comisia. Dacă ești să fii numit președinte. Doar comisia. Președintele îl fac. Am zis că am început cu... Am început să stăm, am început să începem. Nu, e vorba să intrăm în legalitate. Uite, ne faci legalitate de funcționat de 20 de ani și ne faci legalitate cu anul locuitor. Domnul meu, nu vă faci legalitate, vă cer legalitate. Da, este, da. Domnule, raportul comisiei. Nu este, ăla nu are nicio valabilitate. Cum să nu aibă valabilitate? Este. Ia să veniți cu el, gata, semnat și stat. Domnule, este raportul comisiei. Este raportul, da. Făcut de cine? Ce valabilitate are dacă nu aveți... Te interesează prima tale cine l-a făcut? Dar ce valabilitate are dacă n-a nicio... Da, dar valabilitate de Răzvan, de pe azi o depuși, rământ... Da, dar e validat. Nu uita că e validat. Bă, aia e. Deci validarea contează, nu depunerea jurământului. Ieșim din subiect. Da, hai. Și o să încercăm să... Da, încercăm să vin corect. Domnule, eu n-am venit aici să fiu votat, nici să primesc lecții de la cineva. Trebuie să țineți cont de faptul că... Dar nici să ne dai lecții, Leonar. Nici să ne dai lecții. Această... Să nu crezi că ai venit de la oraș, acum ai venit în avetiți de la oraș, să ne dai nouă lecții la țară, că suntem de la țară noi. Are sarcina de a întocmi aceste documente care vin la dumneavoastră spre executare. Nu vreau domnul Leonar, știm asta din 2000. Știm asta. Nu vreau, chiar dacă... Dar nu facem la sublic, facem sunt 18% țigani, asta nu înseamnă că trebuie să transformă o ședință de Consiliu Local în stabor țigănesc. Domnule, rog frumos să vorbiți civilizat. Dumneavoastră o demonstrați. Nu, eu. Nu, eu mi-am expus punctul de vedere. Da. Bun. Da, da, da. Și, da. Și mai aveți ceva în afară de punctul de vedere? Da. Mai aveți ceva? Ca să terminăm. Dacă mai am, ce să mai am în afară de punctul de vedere? La subiectul care l-ați deschis. Eu am președinte de ședință care trebuie să fie ascultat. Bănuiesc. Ori faceți după lege, ori o lăsăm naibii. Noi deocamdată am stabilit că e legal ceea ce e, există raport. Nu este legal, domnule. Nu este dumneavoastră, legal, foaia aia n-are nicio valabilitate. Dovediți mea să spune doamna jurist. Am dovedit, nu era nestabilat și nesemnat. Nu e semnat. Da, da. Are vreo valabilitate dacă nu este semnat și stabilat? Ați arătat articolul acolo prin care se specifică că... Așa spune, să fie nu, făcut raport. Nu se referă la nu specific, dar dacă e că trebuie semnat. Păi trebuie să prezinte raportul, dar aia... Și este semnat raportul. Păi nu este semnat și stabilat. Dar nu spune ceva semnat acolo. Domnule, chiar mă credeți așa de tâmpiți? Nu, dar să nu ne crezi, tu să nu ne crezi pe noi. Nu vă cer să fiți în limite. Să nu crezi că dacă ai fost 4 ani consilier pe la ONS, ne dai lecții nouă acum la Ștefan. Nu vă dau lecții, domnule. Vă cer să aveți bun simț și verticalitate. Domnul, să ai bun simț.
Domnule consilier, domnule consilier, comuna Ștefan cel Mare a mers foarte bine și până acum, până a venit până acum în consiliul local. Și cum vedeți voastră acum să le dați... Domnilor, vă vorbim, dar să ne mai mult. Dar tot, dar cu tot se simte mai bine. Eu vorbeam cu dânsul, nu cu dumneavoastră. Da, da, dar ne simțiți ai făcut pe toți. Deci să fie rușine dacă ne faceți simțiți. Domnul, azi să te fac o rutină. Am domnul mai simțiți și domnul Bogdan mai simțiți și eu și tot. Deci vă rog frumos. Și vorbeam cu dânsul, nu vorbeam cu dumneavoastră. Domnul președinte, coordonează ședința și pune ceva. Domnul, vă rog frumos. Să faci ședința ca lumea, domnule. Exact. Sunteți președinte, exact. Noi vorbim la cuvânt, și ca să încep să abate de la subiect. Am înțeles, am să respectați legea. Dacă nu, nu domnul, se domnul consilier. Ultima afirmație, vă rog să fie și ultima. Așa. Deci ești tu demn acum sau deci, nu? Ai tu puterea să verifici legalitatea unei unui proiect de hotărâre. Eu pierd tu și nu-ți permit. Clar. Dar dumneavoastră v-ați permis. Nu, eu nu m-am avut. Păi cum ne faceți pe toți nesimțiți? Nu am vorbit. Vă rog, nu mai puneți gaz pe foc. Hai să facem. Păi dar de ce puneți, domnule? De ce puneți gaz pe foc? Vă rog să fie și ultima, domnul. Domnul consilier. Ordonați ședința. Întâi învățați să conduceți ședințele, să le faceți după 215 și după aceea. Da, domnule. Am înțeles, am înțeles. Ia uitați, până acum a fost haos până să venim dumneavoastră. Păi nu haos, dar este țigăreala. Rog de dumneavoastră că ați venit dumneavoastră consilier. Păi bine că... Vă rog, vă rog alte subiecte dincolo de dincolo de tema care avem, vă rog. E frumos, chiar dai dovadă de inteligent. Da, v-am cerut ceva legal, domnul. Dacă dai dovadă de demonstrat, ești om inteligent. Dacă nu sunteți obișnuiți cu legalitatea și o dați numai pe lângă, suportați consecințele, se pare. Vă rugăm, așa e că ciocumic. Pe marginea tot. Ciocumic, tu mai rămâi la mine. Băi, stai ca. Dar chiar de acum ești tu lipsit de bun simț. Da, chiar... Da, bă, reducem ședința asta, vă pot păi tu ești bun, e lipsit de bun simț. Dar nu ne apucăm. A, Romine, dar ne apucăm cu... Nu vă încerca ceva decât să fiți... Jignir chiar din prima ședință, chiar... Reducem unul altul la jignir. Eu pus o concluzie că nu-i corect raportul. Și atunci de ce mai continuăm? De ce mai continuăm? Nu ne atacăm ca persoane, în cine suntem, de unde venim. Bună, întreb. Vă rog, întreb. Sunt discuții pe marginea punctului înscris pe ordinea de zi? Vă rog. Cum de mer- am eu o chestie care mi-aș dori să-și cer scuze pentru faptul că nu referit la Consiliu. Eu m-am referit la domnul primar. La cine? N-am de ce să-mi cer scuze. Dacă o dați, o dați de gata, acum nu e frumos. Deci dacă începem așa, observați că se filmează, deci puteți înapoi și nu o să vedeți. Dar este foarte bine că se filmează. Foarte bine, tocmai de aia. Consider că ar trebui să ne aplicăm asupra subiectului. Asta a fost și o discuție pe viitor să fim legali. Și, aici, dacă ne legăm de o chichiță din asta, o semnătură, dacă am întârziat sau am venit mai târziu... Nu, asta face parte din altceva. Dar, doamnelor, și în calitatea pe care am, vă rog să mă ascultați un piculeț. Fiecare la rândul lui când va avea calitatea, este obligat să spună punct de vedere. Supun, repet și vorbesc pe românește, deși cunosc și altă limbă. Domnilor consilieri, propun ca la oricare ședință, discuțiile în afara punctelor înscrise pe ordinea de zi, să le asistăm de la început. Sunteți de acord? Asta vă mă zic. Cine vă rog să scrieți? Cine? Cine nu respectă, cine e exclus? Cine e împotrivă? Împotrivă cine? Nu, domnule, nu. O să mai poți zice ceva. A, tot, sunt de acord ca dumneavoastră astăzi trebuia să verifici acest raport și să fii sesizat dumneavoastră, nu un consilier. Eu vreau să deți conducătorul de ședință. Mi se pare... Trebuia să observați. Nu spune că președintele de ședință verifică... Da, președinte cu secretarul. Nu spune așa ceva. Bun, altceva. Dacă eu nu voi respecta, sunt încăpățânat. Ce propuneți vis-a-vis de respectarea regulamentului care este? Exact, de regulament. Regulamentul de funcționare a Consiliului. Sunteți de acord să respectăm regulamentul? Ce nu respectăm regulamentul? Printre care spuneți și excluderea din ședință. Nu suntem de acord. Da, domnule, sunteți. Deci știți că spune și excluderea din ședință? Exact, dar mă bucur. Mă bucur, domnule, e foarte bine. Dacă e vorba de legalitate, nu ne confruntăm. Legalitatea o stabiliți dumneavoastră înainte de ședință la secretarie. Vă rog frumos. Da, mergem la domnul președinte. La subiect. Cine are ceva de spus la subiect? Eu vă rog, da, domnul. Aș avea, nu contradictorii, să nu înțelegem altfel, vis-a-vis că v-am mai spus din prima, cum chiar mă pricep la buget, doamna contabilă, acest buget se face cu
cu verificarea în față. Nu citiți dumneavoastră poezii de Eminescu acolo. I-am mai spus și fostei doamnei contabile. Adică, să ni se prezinte această hârtie, să văd pe capitole cum pleacă și cum vin banii. Și nu, ai hârtia. Păi nu, e sumarea asta. Cum adică e sumarea? Da. Și nu cu oameni, eu aș vrea toți colegii mei să aibă așa ceva în față. Nu pentru mine personal. Eu m-am îngrijit să o iau eu din întâmplarea astăzi, că nu aveam. Adică nu aveam. Adică cum e sumară? Cum e sumară. Ce nu sumară? Aveam. Deci documentul ăsta trebuia să ajungă cel puțin cu 3 zile la mine înainte. Să pot să văd, să mă uit, unii vin bani și unii pleacă. Ca consilier, să mă documentez. Așa spune legea 25. Am învățat și eu măcar 2 mandate lucrul ăsta. Și colegii poate să nu se supere pe mine, că vă, nu vă atrag atenția. Băi, nu, și nici nu vă impun. Aveți obligația să le dați. Acum vreau să vorbesc eu, că până acum am vorbit dumneavoastră, domnul consilier. Ne-am pus punctul de vedere. Când sunteți dumneavoastră consilier? Ați venit vreodată la mine la contabilitate? M-ați consultat și eu v-am întors spatele după am răspuns? Și nu v-am răspuns? Corect. Cu când? Da. Mi-ați răspuns, da. V-a răspuns? Sigur. A. Spui că nu ți-a răspuns. Nu, am venit, mi-a spus, dar pe mine mă interesează să-mi puniți aici, în sala de ședință, nu să vin personal acolo. E cu totul altceva. Dacă da, da, aveai să găsești, mă, aici, dar dacă tu ai venit pe acolo și ai vrut să iei dinainte, aveai să găsești la mapă. Eu spun păi întâmplare de astăzi, sunt întâmplări de altă date. Domnul consilier Mari, din punctul ăsta de vedere a bugetului, tot timpul dumneavoastră ați fost informat cu ceea ce s-a modificat la buget. Și pregătit. Era pregătit, normal, indiferent cine a fost secretar, da? Și doamnele dinainte vă făcea dosar special dumneavoastră referitor la buget. Da, este sau nu este așa? Corect. Da? Bun. Da, mulțumesc. Da. Acum cer scuze că intervin dacă mi-a aprobat. O singură intervenție, domnul. Respectăm regulamentul. O singură intervenție. Păi, dar nu-i la punctul ăsta. Venea, Valeriu. Nu-i la punctul ăsta. Nu, dar domnule, da, eu la nu-i la punctul ăsta. Păi, dar erai de acord să respectăm regulamentul. Eu m-am adresat dânsul. Da, dar era... Dar a fost discuția să respectăm regulamentul, nu? Dânsul... Băi, a fost vorba să respectăm regulamentul. Nu sunteți atrapa aici. Eu m-am adresat președintelui... Da, da, dar trebuie să ai bunul simț să respecti regulamentul. Asta este procedura, domnule. Am respectat-o, m-am păi nu, o singură intervenție, atât. Deci o singură intervenție la punctul pe ordinea de zi. Unde scrie că e o singură intervenție? Așa spune regulament. Exact așa spune. Nu regulament, uite cum se aduce regulamentul. O singură intervenție la... Era corect să o faci la același punct. Păi da. Eu mă referam nu așa, de câte ori mai aduce aminte ceva, ia să mai spun ceva, mai spune colegul ceva, ia să mai spun și eu ceva. Trebuie nu, respectă regulamentul, asta e impus de prima dată, să respectăm legea. Deci nu intervenim, nu cerem voie. Respectăm regulamentul. Și regulamentul este o lege la noi. De ce țipați la mine? Dar nu țip. Nu țip. Da? Poate așa înțelegi. Poate așa înțelegi. Mai devreme. Acum încercați să... Asta, respectăm regulamentul, doar. Discuția asta vorbim. Vorbe frumoase. Păi da... Dar ce, noi de acum stăm la picioarele lui Leonas? Ați aprobat... Nu la picioarele dumneavoastră. Ați aprobat, înainte de a... Mai înainte câteva minute, că respectăm regulamentul. V-ați spus punctul de vedere... Și atât, gata. Și am cerut pe niciunea să mai intervin. Nu mai intervin. Nu se mai poate, da? Nu se mai poate. Domnul Mateș, ori intervenit înaintea ședinții vis-a-vis de raportul de comisie, nu pe buget. E diferență. Da, dar era la punctul 1 pe ordinea de zi. Înainte de a supune la vot... După ce și-o spus, aia trebuia să spună și... Dar v-ați spus punctul de vedere și noastră, domnul Mare, nu-i așa? Eu mi l-am spus, domnul Mateș, vis-a-vis de noastră. Politica cuprului în gură... Mi l-am spus dintotdeauna. Dumneavoastră, mandatul trecut, PNL-ul n-ați lăsat să avem președinte de ședință niciodată. Când am fost eu președinte de ședință odată, ați plecat cu toții de aici. V-ați ținit bine? Deși eu trebuia să vă duc în contencios. Pentru că nouă luni ți-ați dat ocazia să conducem o ședință și ați condus de 3 ori, 4 ori, unii dintre dumneavoastră consilieri. Da, dar dacă voi sunteți puțin... Nu există așa. Hai să stabilim ori ordine alfabetică. Domnul, că ne întâlnim mandatul ăsta de multe ori în contencios de acum. În sfârșit, nu cu asta rezolvă problema, domnule. Asta e de pârghia, să acționăm noi. Păi nu vă mai dați arama pe față, că v-ați dat-o destul. Dar cu cine dăm arama, domnule? Uite cu modul în care ați început voi, băi. Dar e un mod de abordare. Vă duc toate hârtiile de denigrare în campaniile. Băi, ce lasă aia altceva? Atât sunteți capabili să faceți.
Acum am și eu un punct de vedere, ca să nu mai rețin atât. Deci să facem punct, totuși da. Comisiile astea să fie fiecare cu președinte astăzi. Sunt făcute, domnul consilier. Sunt, dar n-are da, președinte. Stabiliți fiecare comisie, stabiliți-vă președinte. Comisia voastră. Deci nu economic știa că ai președinte, nu punea? Ea e nebun. Eu sunt cu... La juridic ești? Nu, lăsați. N-are ce mai... Lăsați și vedem care e scolul. E mai bine așa. E președinte, rămânem și la lege. Nu ne-am prat ce da. Noi la comisia noastră cine? Bun, rămâneți, domnule. Vă rog, respectați regulamentul, nu vorbiți acum de președinți de comisii. Da, corect. Vă rog, deci pe marginea punctului scris, cine mai are de... Eu, doar eu, doamna contabilă. E bine că banii rămas de la... Indemnizațiile de la secțiile de votare. Exact, au rămas, e bine că îi cheltuim, dar o singură întrebare. Am văzut și la drumuri. Mai precis, la drum? Păi asta trebuia să discutăm, nu... Asta trebuia să mă întrebați, ce face cu banii ăștia de ducere la drumuri? Așa. Deci în urma inundațiilor care au avut loc, s-au distrus drumurile care au fost făcute. S-au epuizat toate fondurile de la capitolul drumuri și acum banii ăștia îi ducem pe drumuri ca să putem să... Deci noi am făcut treaba, dar trebuie să-și plătim. Știți foarte bine, Cutinașul știe destul de bine ce s-a întâmplat la Cutinaș, la Bogdana să știe, la Vișoara să știe. Peste tot. La Brădean, la fel. Deci, vedeți, nu că vreau să vă reproșez ceea ce ați încercat să faceți. Astea sunt problemele, să știți. Nu știu de ce... Domnul Leonard, pe oamenii comunității, să știți că interesează ce facem cu banii comunității. Așa? Cum, ce facem? Ce să facem ca să le fie lor mai bine? Nu neapărat Comisia de Buget Finanțe nu a semnat raportul ăla la comisie. Nu asta e interesat pe oamenii comunității. Ba da, domnule, nu face treaba veche. O face. Da, da, domnule, dar efectul este tot ăla, domnule. Efectul tot ăla este. Da, domnule, este așa. Că-i semnat, că nu-i semnat, efectul tot ăla este. Trebuie să respectați domnul primar. Deci are cine să verifice hotărârile Consiliului Local. Este compartimentul juridic de la prefectură care poate să vină să verifice toate dosarele de ședință. Și ăla spune. Dar domnul primar aici, să votați, domnule, sau să votați, sau să vă spuneți punct, sau să nu votați, să vă spuneți punctul de vedere. Nu asta! Nu trebuie să verific, nu mă verifici în jumătate dacă eu am întocmit actul legal. Sigur că da. Are ce? Dacă cheltui legal banii. Eu trebuie să știu pe ce și votez, domnul. Păi da, dar e un proiect de hotărâri. Nu verifici matale, nu verifici raportul comisiei. Nu verifici raportul comisiei. Ce votez dacă nu este... Proiectul de hotărâri, domnule, proiectul de hotărâri care se dezbate. Dacă nu e corect în domeniu... Interpretați legea după cum doriți dumneavoastră. Nu e așa, nu mă interpretez eu. Domnul președinte, da, știi, mai e clar, nu mai avem nu avem, nu avem diverse scrise pe ordinea de zi și vă rog să încetăm. Mai sunt discuții... Supunem la vot, dar aveți de la de 7. Deci supunem la vot. Cine este pentru... Poate să mai gândesc cineva să mai ridice mâna, vreau să mai spună ceva. Ai întrebat... E cineva împotrivă? Să abține cineva? Eu sunt potrivit, n-am avut prezentarea. Nu v-am văzut punctul de vedere. Nu votez. Să abțin. Păi și-am... Nu votez. Sunt potrivit. Sunt nu. Am dreptul să nu votez. Să fie foarte clar. Nu ați respectat procedura. Este dreptul meu să nu votez. E dreptul dumneavoastră. Absolut. Și vă rog să consemnați. Bineînțeles. Și să abțin eu. Să abțin. Nu, nu. Nu am abținut. Nu am votat. Doamne, dar eu așa știu. Ești pentru, împotrivă sau să abții? Nu că nu votez. Nu votez, nu vă poți obliga. Nu, doamne, să te abții, păi nu te abții? Nu te abții? Nu. Dar ce să nu votez? Nu, doamne, nu votez. Dar nu este așa ceva, doamne. Nu este așa ceva. Pentru, împotrivă și abține. Eu așa știu. În legea 215 nu este așa. Nu votez. Nu este. Cu litri mari sau cu litri mici? Cum vă place? Cum vă place? Știi, domnul, ai început, cunoaște legea și știi foarte. De-aia te plimbăm în multe locuri de muncă, că știi legea. De-aia, da. Vă rog frumos, mai avem încă un lucru de stabilit. Ai dat dovadă de înțelepciune peste tot. Încă un lucru de stabilit. Să stabilim datele pentru următoarea. Vă invit, domnul președinte, și eu, dacă îmi permiteți cu o propunere. Să stabilim în ordine alfabetică să fim ca președinți de ședință. Corect? Sau cum? Nu așa aleatorii, domnule, bine. Eu primul și îți la ce și nu are. Președință de ședință să aleg. Deci nu să... Păi nu să aleg. Ce să aleg? Numai de la PSD? Așa să înțeleg? S-ar putea să fii și de la PSD, s-ar putea să fii și de la alte. S-ar
putea și nu s-ar putea, că știm... Pentru perioada următoare ședințele ordinare. Iulie, iulie. Așa cum ne-a ascultat, nici noi nu putem. Păi, lătă-l dracu din gură, că tu... Ce dracu, ești copil? Domnul Răileanu. Ce-i domnul Răileanu? Vezi cum vorbești. Tu nu vezi monopolii de lucru. Domnul președinte de comisie, eu aș vrea să mă retrag chiar mai aflat. Mai aveți ceva referitoare? 21 iulie. 21 iulie. 24 august. Și 21 septembrie. Am terminat. O propunere. Stați așa. Septembrie să o facem înainte de 15. Am greșit. Da. Da, de sunt, anul, sunt de acord. Înainte din începerea anului școlar. Să facem analiza. Da, da, înainte. Da. Septembrie o facem înainte. Prima săptămână, da? Iată, mereu. Da, o facem. Domnule, că îți vorbim. Pe campi 9 am avut un tot. Pe 7 sau pe 8? Pe 7. Așa. Pe 7 septembrie. Ce? Adică tu vorbești și eu n-am voie să deschid gura odată. Dar ce calitate? Dar nu ce deschid gura odată. Ce calitate? Dar nu ce deschid gura odată. Dar nu ce deschid gura odată. Ședința luat în loc sfârșit, domnule.